continuăm lecțiile astea. Deci un băiețel care terminase clasa a 7-a, închipuiți pe Miruna, pe soara Randa, pe fica ta, Miela, terminat clasa a 7-a. Și din clipa în care terminat, fiind foarte tare pasionat, am mai clasa a 12-a băiețel. Wow. Fiind foarte pasionat de matematică. De i-a ascultat și a făcut. Atenție, fiind foarte pasionat, a căutat pe internet să informeze și a propus. El și-a avut un obiectiv, să facă toată materia de după clasa 7, a 8, a 9, a 10, a 11 și a 12. Deci el a făcut-o pe toată el. Toată materia de liceu, de un vacanță, singur. Cum să facă el asta? Decât să caute informații. Și căutând el informații de diverse teme, o dat peste prof online. Și eu n-aveam în vremea aceea, în 2011, decât vreo 60 de lecții. Da? Vreo 60 de lecții, atât aveam la momentul acela. Dar reușisem să trec așa, în mare, prin materie, prin lecțiile mele. Și el, descoperind, s-a lipit de calculator și a făcut cu creierul în mână, mi-a arătat caietul, cu creierul în mână, toate noțiunile acelea, toate lecțiile. Și a descoperit și a putut să facă, la un moment dat, niște lucruri interesante, de clasa a 12-a, și atunci a zis, tata, te rog frumos, tata, te rog frumos, adu-mi o tablă acasă. De ce pretenții au avut, câtă bucurie avea în sufletul lui. Adu-mi o tablă acasă și caută și o cameră, că vreau să fac un film pe care îl voi intitula Recunoștință profului online. Da. Recunoștință profului online. Și mai e, așa și este, da, așa și este. L-ai văzut filmul ăsta? Da, l-am văzut. L-am văzut, da? Da. Deci profesor, mai are unele scos, tot așa, care scria pe geam, tot așa. Și mulțumire profilului online, el se numea elevul online, s-a numit ăsta, de-a 7-a. Da. Ăsta la altul tot așa, al doilea elev. Scria pe geam cu markerul? Pe geam scria, ea era tabla lui și așa învăța matematică, ca să vedeți ce tare îndrăgea matematica. Cum face domn profesor matematică cu voi, așa și ei. Cu markerul sau cu? Da, cu markerul, da, și facea așa. Așa fac eu câteodată că am teme și mă gândesc... Te piperesc cu marca. Nu, deci stau pe geam, nu-mi dau seama la împărțire, o scriu pe geam, o șterg, o mai scriu odată, o mai șterg. Mai uitați mie? Vai, ce oară mai grea! Dar nu spuneți, să fim și noi, ca oameni. Atunci, ca să întâlnim povestea, vă spun că eu am plâns de bucurie. Corect. Când a apărut filmul ăsta, am plâns de bucurie, dar fără, la propriu. Păi da. Și atunci l-am stat pe gânduri, m-am urcat în mașină și am fugit repede la Sighișoara. Să-l cunoască. Să-l cunosc pe săreau în brațe, pur și simplu, în brațe. Am luat legătura telefonului. Vrei să ce frumos. Da. Și am luat telefonul, am găsit numărul lui telefon, am luat legătura și m-am dus acolo și toată strada aceea lui era pregătită în straie de sărbătoare. Ce frumos, da. Cu Nicuța, cu mămica, cu... Vine prof online, îți dai seama. Da. Și toți vecinii erau anunțați, vine prof online. El m-a așteptat undeva la intrare din Sighișoara. Emoțional, vă dați seama, copii. Spectacolul așa. Și îndată, când am ajuns, sigur că am stat de un pic, m-am așezat la masă și am spus, acum mai avem un pic de timp și mergem să vă arăt cetatea. Și el a fost ghidul și am mers și am văzut cetatea. Și vedeți filmul că cetatea Sighișoara, da. Doamne, ce fain! După care ne-am întors amândoi acasă, sunt unecaseră, și el a spus, acum vom face o lecție la tabla mea împreună. Și am făcut o lecție împreună, el în germană, el e vorbitor de limbă germană, și eu în limba română. Și am făcut un duet. Prof online, elevul online. S-ar descurca să vorbească. Eu m-aș descurca să vorbească. Deci da, dar poți să-ți urmărești lecția, să o cauți și să o vezi și tu. Asta nu-i poveste. Nu-i poveste. Este pus pe internet. Dar chiar zici că e poveste. A făcut un film despre mine. M-am dus la Sighișoara după el. La o răcișat. E o poveste, mamă, că e o lecție de viață, dacă vreți așa. Lecții de viață. ProTV. Așa. Bine, hai să ne ducem acum, am trecut de partea cealaltă. Dă-mi, te rog, niște gheșițile la care ca să facem. Trebuie să ne gândim că le-am făcut promovarea la ProTV. Ce-ar fi să facem, să mă întorc la operație cu fracțiuni? Da. Hai să vedem. Aleluia! Aleluia! Și măcar îmi place și mie. Hai să vedem cum se face 1 pe 2 plus 1 pe 4. O, ce ușor! Cum? O mulțim cu 2 prima, domn profesor. Așa! Se numește amputină. Păi nicăzi mai copii, nu se poate de asta. 1 pe 2 înmulțim și o aducem la una echivalentă, face 2 ori 1, 2 ca să am 2 pe 4, plus 1 pe 4, 3 pe 4, sigur că da. Da? Hai să facem partea. Asta mai lungi, așa mai... O să vă dau la pic, luăm așa partea lungi. Cât face? 1 pe 3, plus 2 pe 5, minus 1 pe 15. Domnul profesor, gata, profesor. Ușor, ușor. Doamne, mișor. Deci primul înmulțim cu 5, pe al doilea cu 3. Da. Deci pe asta cu 5, pe asta cu 3. Și face ca Sandra, te rog să vorbești. Tu egal cu? Egal cu 5 pe 15. 5 pe 15. Plus 6 pe 15. Corect. Minus 1 pe 15. Da. Și egal cu? 15 este comun, punem o singură dată și suntem 5 plus 6 minus 1, da? Facem 10 pe 15 și nu o lăsăm așa. O putem simplifica prin 2. Adică ne întoarcem de la care o vinteam. Împărțim și pe 10 prin 2 și pe 15. Nu se poate. Prin 5 se poate. Nu se pe 2 am vrut să fac, dar prin 5. 2 pe 3. Face 2 pe 3. 2 pe 3 este. Asta mai poate fi simplificabilă? Nu. Se cheamă fracție ireductibilă. Fracție ireductibilă. Ireductibilă. Adică nesimplificabilă. Gata. Așa îngheață. Ireductibilă. Bun. Alta. Cât facem? 3 supra 24 minus 1 supra 5. Da. Dar trebuie să ne dați... Mă enervează că trebuie... Trebuia să ne dați 25, domn profesor. Că putem, trebuie să simplificăm. Ia uite ce spune. 3 pe 24 se mai poate simplifica, ea vine de la alta. Prin 3 se poate simplifica. Prin 3. Deci simplificăm asta prin 3. Și va fi egal cu 1. Și va face 3 împărțit la 3 face 1. 1 pe 8. 1 pe 8. Minus 1 pe 5. Și acum cum să facem, Daniel? Acum sigur că facem ceva cu ori, sunt sigură. Cum? Da. Taci un pic. A, gata, m-am prins. Numitorul comun care? 8 ori 5 și 5 ori 8. Asta e bine. Numitorul comun 40. Deci 40 este, nu? Da. Amplificăm pasta cu 5, pasta cu 4, cu 8. Cu 8, măi, da, mă. Așa? Așa. Acum știu rezultatul deja. Dar nu mă interesați deodată, nu. Hai să scriu ușor să mergem. Eu vreau să vadă toți prietenii noi. Bă, toți prietenii noștri trebuie să vadă asta. 5 ori 1, 5, supra 5 ori 40, minus 8 ori 1, 8, supra 40. Supra 40. Știm și cu minus. Nu știți voi cu datoria? Ba da. Dacă aveți mai 5 lei în buzunar, trebuie să găsiți 8 lei pe ceva. Minus 3 pe 40. 5 minus 8. Și din păcate am numai 5 lei în buzunar și am datorii 8. Îi dau pe cei 5 și mai rămân datorie 3, da? Cu minus 3 pe 40. Și asta ai învățat ceva. Încă o lăudă. Nu-ți place? Ba da, e faină. E ca lumea. Bă, interesant că e datorie. Deci eu am datorie 8 lei, am în buzunar numai 5. Ce fac? Păi îi dau peste 5, băi, te rog să mă mai aștept. Mâine îți aduc. Mă îți aduc și la 3, da? Să completez. Îți aduc 3 datorii. Mai rămân 3 datorii. De aceea îi trecem cu minus, că nu i-am avut. Da. Deci trecem cu 3. Bun, Martu. Niciodată nu credeam că o să văd din asta. Când eram mic, mă uitam la copiii mari, când erau caietele așa deschise și vedeam numai chestii din astea. Da. Și mă gândeam, o să fac și eu din asta. Da. Și iată că se poate. Numai că voi o să fiți pregătiți. Da, tocmai la sfârșitul așa se învățați așa, dar voi o să veți fi pregătiți. Dar profesor, îmi imaginez acum. Învățăm ceva nou, copii. Da, da, știu. Noi știm. Da. Mergem mai departe. 7 supra 11 minus 2 supra 22. Asta ați dat-o grea. Plus 3 supra 3 plus 4 supra 33. Supra 33? Da. Oh, tu profesor, gata! Este vreo una care este reductibilă? Adică se poate... Care? Aia cu 2. Asta e. Adică o simplificăm cu... Deci mulțim la ea un pic. Adică 1 pe 11. Zice eu, 7 pe 11. Da? 7 pe 11. Stim din nou. 7 pe 11. Minus 1 pe 11. Minus 1 pe 11. Stai, plus, stai. 4 pe 33. Asta nu se mai face. Acolo nu era 3? A spus plus 3. Nu, a fost 4. Ah, domn profesor, mai de... Stai puțin, draga mea. Hai să ne uităm, la numitorul comun. Dar stai că nu știu dacă știu copiii, să le explice și lor. Știu, domn profesor, nu trebuie să mai spuneți. 11 înmulțim amândouă cu 3, vă spun sigur. Amândouă, da? Da. Dacă au același numitor, n-am putea să le scădem? N-am putea să le rezolvăm pe ele întâi? Adică 7 pe 11? 7 pe 11 minus 1 pe 11. Că au același lucru și vine 7 minus 1 pe 11. Plus 4 pe 33. Când am rezolvat pe primii 2. Da? Da. Și cât faci 7 minus 1? 7 minus 1. 6 pe 11 plus 4 pe 33. Dar Davide, tu ai avut dreptate. Tu ai spus așa. Eu le pot face deodată așa pe toate, fără să mă iau pe bucăți, mai pierd niște timp, nu știu ce. Și el a spus așa. Ce număr se împarte exact la... și la 11 și la 33? 33. Și atunci amplificăm pe ăsta cu 3, ca așa spunea. Pe ăsta cu 3. Corect. Și nu bat capul. Eu deodată fac. Doamne, mă speria că era greșit. Nu, tocmai vreau să spun că ai avut o idee corectă și aceea putem pune pe 33 numitorul ăsta comun. Și acum zicem 3 ori 7. 21 minus 3. 21 minus 3 plus 4. Plus 4. 18 plus 4. 22. 22 pe 33. Face 22 pe 33. Se simplifică prin 11. Aia e. Nu lăsăm așa. 22 pe 33 se mai simplifică prin 11. Hai, David, scrie. Da. Și cât? 2 pe 3. Asta e. Abia acum am ajuns la rezultatul. Doamne, dacă hai să le spunem, și chestia asta. Fiindcă copii, iubim foarte tare fracțiile ireductibile. Că dacă vedem o fracție care se mai poate simplifica, o simplificăm și pe urmă ne apucăm de treabă. Să nu uitați de la hișerul. Să nu uitați de la hișerul, sigur. Și învață și multe fracții ireductibile. Sigur că da. Și încă ceva. Am să vă spun că la o teză de-a 7-a, da? La o teză de-a 7-a, n-au fost atenți la calcul. Și au avut un exercițiu de făcut așa. Și nu a simplificat pe 2 cu 22. O mers cu acolo și au fost numere din ce în ce mai mari și s-au aglomerat și au fost atât. Și au pierdut timpul. Și știu teza asta. Și o știi și Mihaela. Și o știi și Mihaela teza asta. La o teză de clasa a 7-a. Da, n-au simplificat, da. Și au mers cu numere mari. Și stau jumătate de oră la un exercițiu și n-am mai avut timp să facă restul. Și au blocat. Și nici pe ăla nu l-au putut face, că cu numere foarte mari. Deci de aceea vă spun că trebuie să fim foarte atenți la momentele când se poate face simplificare, facem simplificări și până ne apucăm de treabă. Corect. Sau că ați dat dumneavoastră acolo bacalaureatul. Chiar dacă știți să faceți teză. 1 pe 2 plus 1 pe 2 și am dat 2 pe 4. Oh, spun și povestea asta. La bacalaureat. Clasa a 12-a terminat. Le-am dat așa. Cât face 1 pe 2 plus 1 pe 2? Voi știți acum cât face 1 pe 2 plus 1 pe 2? Cât face 1 pe 2 plus 1 pe 2? 2 pe 2 care face 1. Că 2 se împarte la 2 și de 1. Și îi răspundeam. 1 pe 2 plus 1 pe 2 este egal cu 1 plus 1, 2 și 2 plus 2, 4. Și eu spuneam, mulțumesc frumos, liber. Domn profesor, îi dădea drum afară. Adică picam păcănatul. Nu discutam. Vai, vai. Dar cum să zici 2 pe 4? 2 pe 4 dacă o simplifici prin 2 cât e? Cât e 2 pe 4? Faci tot 1 pe 2. 1 pe 2. Tot 1 pe 2, deci... Adică 1 pe 2 plus 1 pe 2 fac tot 1 pe 2. Deci o jumătate fac o jumătate. Da, deci e imposibil. Vedeți, o jumătate pâine plus o jumătate pâine fac tot o jumătate pâine. No sens. Ei nu înțelegeau lucruri elementare și eu ce să-i mai întreb? Și spuneam, mulțumesc frumos, sunteți liberi. Și am picat la ba. 8 în serie am picat. Vă dați seama, clasa 12-a, să nu știi tu că 1 pe 2 plus 1 pe 2 egal. Păi 1 pe 2 plus 1 pe 2 e o jumătate și o jumătate. Da, deci vedeți, cam cum ce goluri să ajunge dacă lucrurile nu sunt înțelese la momentul potrivit. Sper să fiu oamenii ăia 8 ani mai mari decât noi. Aveam dreptate să le spun, nu am ce să vă întreb. Și dădeam afară? Dădeam afară și ai picat bagărat. Domn profesor, aș dori să am și eu un profesor, un examinator din asta. Da, da, 1 pe 2 plus 1 pe 2. 2 pe 2. Dar voi știți să duceți în fracții echivalente pe 1 pe 2, de exemplu? 2 pe 4, rămas... Da, dacă am făcut eu. Și următoarea care? Următoarea ar putea să fie... Deci 1 pe 2, echivalent cu 2 pe 4. 3 pe 6. Ah, bun, i-ați învățat un profesor. 3 pe 6, 4 pe 8, da. 4 pe 8, 5 pe 10. Da, da, deci sunt fracții. Deci i-ați învățat. 6 pe 2. Dar pe 3 pe 9. Pe 3 pe 9 și să duceți, domnul profesor, știu? Pe 3 pe 9 aș vrea eu. 9 pe 18. Și eu care am crezut că ziceți că nu este, că este reductibilă. Și că duceați într-o fracție ireductibilă, v-am întins o capcană. Ba da, ea nu se împarte prin 3 și 3 pe 9 se împarte prin 3, da.